dăm cuvântul domnului Paul Maghiu, de la reprezentantul Consiliului Județean, da? Sălaș. Mulțumesc. Bună ziua! Vă spun și eu bine ați venit, sau bine ați revenit, celor care vă aflați, sau au mai fost în Șumleu Silvanii și la cealaltă ediție ale festivalului. Un festival care, așa cum spuneau și antevorbitorii mei, a ajuns la cea de-a 20-a ediție, fiind practic un eveniment cultural de tradiție pentru Șumleu Silvanii și pentru județul Sălaj. Vă transmit și pentru întreaga țară. Vă transmit salutul domnului președinte al Consiliului Județean Sălaj, domnul Dinu Iancu Sălăjanu, și salutul întregii conduceri a Consiliului Județean Sălaj. Mă bucur să mă aflu astăzi aici la Șumleu Silvaniei. Mă bucur că acest oraș se încăpățânează, într-un fel să-și păstreze renumele de capitală culturală, dacă vreți, a acestei zone. Mă gândesc cu plăcere la faptul că după acest eveniment de suflet pentru dumneavoastră și pentru noi, pentru românii din pretutindeni, săptămâna viitoare ne vom afla iarăși la Șumleu Silvaniei pentru Batory Fest, un festival care de asemenea a devenit o tradiție pentru Șumleu și care subliniază încă o dată valențele europene ale șimleuanilor și ale Șumleului în general. Acestea fiind spuse, eu nu doresc să mă aventurez într-un discurs prea lung. Mă bucur că mă aflu astăzi aici alături de dumneavoastră. Vă spun încă o dată bine ați venit și vă doresc să aveți parte de zile frumoase alături de noi, de șimleuani și de sălăjeni. Mult succes tuturor și să ne vedem sănătoși! Da, mulțumim domnului Paul Maghiu de la Consiliul Județean. Și acum avem cuvântul doamnei director de la Palatul Copiilor din Zalău, doamna profesoară Gabriela Olar. Mulțumesc frumos! Ce pot să spun este, așa cum a spus și vorbitorii anteriori, a fost o bucurie să intru în sală și să văd așa de multă culoare, atât de multe costume tradiționale și, în special, fiind profesoară, să văd atât de mulți copii care sunt sufletul nostru și care vor duce mai departe tradiția aceasta. Eu vă doresc bun venit și sper că vom pleca cu toții de la festival încărcați sufletește, încărcați cu multe amintiri, cu multe bucurii și cu multe emoții. Și așa cum spunea și domnul primar, sper la cât mai multe ediții și la cât mai mulți participanți de pretutinde. Da, le mulțumim vorbitorilor, da, toți, pentru ceea ce ne-au comunicat fiecare din ei și dorim să continuăm, să mergem mai departe, așa cum de 20 de ani am muncit pentru acest festival cu prietenii noștri de peste hotare. Să știți că am avut atâția ani, 20 de ani, am avut din toate comunitățile românești din zonă, din Serbia, din Banatul Sârbesc, hai să mă duc cu regiuni, Banatul Sârbesc, Valea Timocului, Cernău, regiunea Cernăuți, Maramureșul Istoriei, Transcarpatia, regiunea Odessa, Republica Moldova, așa, în masă au venit, acum n-au putut să vină, că în sfârșit veneau, că ei veneau ca și prietenii ai noștri, dar nu, o situație deosebită în familie, a fost conducătorul formației și n-a putut. Așa, și din Kazahstan, ca să au venit cu avionul aici, extraordinară la Kazahstan și vreau să vă întrerup doar două secunde. Am rămas surprins, doamna ambasador a României din Kazahstan a fost la noi la departament să ceară pliante, cărți românești pentru copii, pentru... Am rămas așa stupefiat, Kazahstan. Păi și avem comunitate românească în Kazahstan. Da, avem o mare comunitate românească în Kazahstan, în jur de 20.000 de români. Unii rămași din cel de-al doilea război mondial. O parte e o chestiune foarte delicată. Așa că am vrut doar să punctez că românii, peste tot, cum am spus adineaori, unde sunt doi români, există și comunitatea. Peste tot în lume sunt oameni și
sfințesc locul. Da, da, da. Da, mulțumesc. Au o asociație, Dacia, acolo. Da, Dacia. Deci a fost... Cunoaște. Da, și eu, da. Deci peste tot, Albania, Macedonia, ce să mai, Croația, toate unde sunt, au fost, cum mai spune domnul secretar, unde sunt, au venit la acest final de anul, de-a lungul anilor. Am avut, într-un an am avut și 700 de parte, ca vă dați seama ce e. Da. Puțin de 400 n-am avut niciodată, nici o ediție. Și anul ăsta că a fost așa mai, mai greu, că de obicei noi fiecare an l-am făcut în iulie și nu toamna. Dar, în fine, nu ne-am lăsat și mergem mai departe. Și acum, după ce am auzit pe domnii din prezidiul vorbit, vă rog fiecare reprezentant al grupurilor să ne spună de unde vine, ce reprezintă, cu ce angajament vine pentru festival. Domnul Iulie a mai fost la vreo două ori, dacă nu am mințit, dacă nu uit, așa. Încep cu dânsul, domnul Iurie Lievcic, de la Cernăuș, directorul Centrului de Promovare a Culturii Tradiționale Românești de Așur, da? Și este sufletul românismului din zona aceea. Poftiți, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, dragi români. În primul rând vreau să mulțumim cele din partea tuturor celor patru colective venite din Ucraina, trei din regiunea Cernăuți și unul din Maramureșul Istoric. Colective care, cu parcursul multor ani, au încercat să păstreze, să conserveze și să promoveze cultura tradițională. Mulțumim organizatorilor, mulțumim celor care au susținut acest festival, fiind pentru prima oară la acest festival în 2004. Deja câteva generații ansamblului Perl s-au schimbat, dar sufletul oricum a rămas acestui ansamblu la fel, pentru că, spre exemplu, pe parcursul chiar anilor acestor doi ani contraversați grei pentru noi cu pandemie, cu război, copiii de la Cernăuți, cu românașii de acolo, au încercat să ducă mai departe, fiind ambasadori acestei frumoase culturi românești, să o ducă mai departe în toată lumea. Doar anul acesta am fost în patru țări, Bulgaria, Italia, Polonia, avem dimers, da, avem dimers în Armenia și în Germania și Armenia, da, ultimul va fi în Dubai în 16-22 decembrie, vom prezenta cultura românească acolo, în acele, da, Emirate Arabe Unite. Mă bucur enorm de mult că a fost apreciată și munca mea ca muzicolog, sunt invitat în calitate de președinte a juriului acolo la folclor. Ceea ce fac cu acești ai noștri, pentru mine este o mândrie și, de ce nu, o răsplată pentru acei 20 și ceva de ani de când m-am dedicat cu tot sufletul și cu toată inima păstrării și conservării culturii tradiționale de acolo de lor copii. Mă bucur enorm faptul că avem acolo încă o redacție din română, mă bucur enorm faptul că mai avem câteva ziare, lucruri care aici în România poate e greu de înțeles, pentru că aveți de toate. La noi tot ce facem este făcut prin prisma voluntariatului. Unica sursă de sprijin a noastră este Departamentul pentru Române de Tupinde. În anul ăsta am simțit acest sprijin extraordinar. Ne bucură faptul că foarte mult internațiile vin către noi să ne cunoască, să ne ajute. Dacă și aici astăzi, recent, am schimbat câteva gânduri și câteva idei pentru noi proiecte la Cernăuți, ceea ce mă bucură enorm de mult. Să știți că mai avem 56 de școli din 120 de ani 90, ne-am luat 56 de școli. Sper anul viitor președintele țării să fim auziți de președintele țării și să acel articol blestemat 7 a legii educației să fie abrogat sau să fie respins, pentru că rămâne fără școli românești ceea ce pentru noi este o tragedie, posibilitățile fiind mult mai reduse pentru a păstra limba, cultura, religia și copilașii noștri care, zic eu, că merită să fie ambasadorii culturii românești, unde n-ar fi. Mulțumim de asemenea pentru saluturile care le-am primit și pentru cuvintele frumoase care le-am auzit la
sale. Oricum vom fi mereu gata să fim alături de dumneavoastră și vă rugăm să fiți și dumneavoastră alături de noi în momentele și frumoase, dar și grele. Mulțumesc foarte mult! Domnul a vorbit și în numele la două delegații. Doamna de la Maramureș, dacă vrea să... Haideți, de la Maramureș, istorie. Sunt profesoară la grupul folcloric Accipen, în Maramureș, istoric Transcarpatia. Deși trăim noi în Ucraina, nu ne simțim deloc că suntem în Ucraina, suntem în România, cu sufletul, cu simțirea, cu trăirea. Ne pare bine că în acest an am fost invitat și suntem de prima dată la acest festival. Din partea noastră ne străduim că să ducem tradițiile, cultura, portul, vorba, graiul, dansul și obiceiurile mai departe. Mi-e pare bine, mai odată vă spun la că suntem la acest festival și vă mulțumim foarte frumos de invitație și de gândurile bune care ne le-ați transmis. Vă așteptăm reciproc și la noi în ospăție. Avem și noi la Solut Vino un consulat de la România. Avem și noi școli cu predare în limba română, avem școala de artă în care se predă unica în limba română, în care vorbim la lecții românești. Deci vă așteptăm în discuție, sunteți bineveniți de orice dată. Mulțumesc! Da.